seara! Bună seara! În seara asta vom citi Sarea în bucate. Luciano, să vrei să mă ajut să citim? Da? Ați mai auzit de povestea asta, Sarea în bucate? Păi trebuie să fiți foarte atenți ca să înțelegeți ceva din ea, nu? A fost odată un împărat văduv care avea 3 fete. Sănătate! Împăratul le iubea ca pe ochii din cap și avea mare grijă de ele, ca să crească frumos și să primească o educație aleasă. Crescând și văzând câtă dragoste părintească punea părintele lor ca să le crească, se străduiau și ele după puterea lor să-i aline mâhnirea pricinuită de pierderea mamei lor. Într-una dintre zile, împăratul chemă la el fetele să vadă cât de mult îl iubește fiecare. O întrebă mai întâi pe fata cea mare. Fata mea, ia să-mi spui, cum mă iubești tu pe mine? Cum să te iubesc altfel decât ca mierea, tătucă? Zise ea, gândindu-se că altceva nu poate fi mai dulce pe lume. Să-mi trăiești, fata mea, și să mă bucur de tine. Apoi o chemă pe cea mijlocie. Dar tu cum mă iubești pe mine, fica mea? Te iubesc ca zahărul, tată, răspunse ea, gândindu-se că și zahărul este dulce. Să-ți dea Dumnezeu fericire, fata mea, și să mă bucur de tine. Împăratul se bucură mult când a auzit de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. Și privind-o și pe cea mică, ce stătea retrasă ceva mai departe de surorile ei, o băgă în seamă și o întrebă, cum mă iubești tu, copila mea? Eu te iubesc ca sarea în bucate, tată. Când o auziră, surorile cele mari bufniră râs, iar tatăl se mânie. Așa mă răsplătești pentru grija ce vă port. Nu le-ai auzit pe surorile tale cu ce dragoste dulce m-au răsplătit? Cum de nu te-ai luat după dânsele? Să te duci de la casa mea cu sarea ta cu tot. Văzându-se alungată, fata cea mică a împăratului își luă din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegi din sat în sat până ce a ajuns la curtea unui alt împărat. Chelăreasa o văzu și veni să o întrebe ce vrea. Sunt o fată săracă și fără părinți și caut o slujbă. Chelăreasa tocmai căuta ajutor. După ce o privi cu luarea minte pe fată, o întrebă ce simbrie cere. Vreau să slujesc o bucată de vreme și dacă veți fi mulțumită de munca mea, să-mi dați cât face, răspunse fata. Chelăresei îi plăcu răspunsul fetei și o luă ca ajutor. Și ea se arătă așa de inimoasă și de vrednică, încât chelăreasa era foarte mulțumită de alegerea ei. Era foarte pricepută la fiertul dulcețurilor și la alte bunătăți de mâncare ce se aflau în cămările împăraților. Și cum oare n-ar fi știut să facă toate astea, nu era și ea fiică de împărat? Vestea despre vrednicia și supunerea ajutoare chelăresei ajunse și la urechile împărătesei, care dori să o vadă. Și cuvintele înțelepte care ieșeau din gura ei plăcură mult, care prinse au îndrăgi și o luă pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când lucra împărăteasa, lucra și ea. Și broderiile ce ieșeau din mâna ei erau mărgăritare, nu altceva. Împăratul și împărăteasa aveau și ei un fecior și se uitau la dânsul ca la soare. Într-o zi, împăratul pleca cu fiul său la un război și se întâmplă ca feciorul să fie rănit. Împărăteasa suferi mult și nu știa ce să-i mai facă să-l vindece mai degrabă. Îl privegea nopțile și când ajunge obosteala, o punea pe fată să îngrijească de dâns. Cuvintele blânde și înțelepte ale fetei, felul cum știa ea să umble binișor când îi pansa rănile, făcură pe fiul împăratului să îndrăgească atât de mult, încât după ce se facă bine, îi zise mamei sale. Mamă, aș dori să mă însor. Bine, fiule, să-ți căutăm o fată de împărat care să-ți placă. Ea este găsită, mamă. Și cine este? O cunosc? Să nu te superi dacă ți-o-i spune cine este. Mie îmi place fata dumitale din casă. Împărăteasa se împotrivi la început, dar nu a reușit să-l facă pe ficiorul sau să aleagă o fată de împărat. Apoi mama și fiul se rugară de împărat să binecuvinteze căsătoria și lăudară pe fată cu știurea ei mai bine. Și logodna se făcu apoi hotărâre nunta.
curând începură poftirile la nuntă, iar fata se rugă de împărat să-l poftească și pe împăratul cu tare, adică pe tatăl său. Și socrii nu refuzară dorința fetei și le invitară și pe acel împărat. În ziua cununiei lor, veniră toți musafirii la nuntă și petrecerea a început cu multă veselie. Seara s-a întins o masă mare, împărătească, cu fel de fel de bucate pe care le vedeai. Dacă le vedeai, îți lingeai buzele. Atât erau de bune, nu? Mireasa, care era tare pricepută în ale bucătăriei, pregăti ea însăși și o parte din bucate. Aceleași erol, însă în loc de sare, ea pusese din belșug mere și zahăr pentru un anumit invitat. Apoi chemă o slugă credincioasă și îi spuse să aibă mare grijă ca bucatele acelea să fie puse înaintea invitatului ei și nu altundeva, ca îi primejdie de moarte. Sluga mea credincioasă făcând tocmai cum îi se poruncise. Și după ce meseniilor au loc la masă, începără a mânca și a se veseli cu toții. Împăratul cel posti, adică tatăl miresei, mânca și nu prea. Încă de la venirea sa se tot uită la mireasă și parcă o asemuia cu fica lui cea mică, dar nu-i venea să creadă. Și văzând pofta cu care mâncau mesenii, lua știa la bucătură, dar se opri. Erau cătrănite de dulci. Ce era? Sluga care îl servea le ridica neatins. Se mira și nu pricepea de ce toți mesenii lăudau niște bucate care pentru dânsul nu aveau niciun gust. Curios, își întrebă vecinul din dreapta, cum îi se par bucatele? Iar acesta îi răspunse că nici nu mâncase altele mai bune vreodată. Îmi dai voie să gust eu din talerul dumitale? Își întrebă iar vecinul. Da, cum să nu poftiți de gustat? Lâmbia acesta. Și după ce gustă, văzut că bucatele sunt bune și le-ar fi mâncat pe toate, de foame ce îi era. Dar de ce ale lui nu erau așa bune? Găbdă el și răbdă și în cele din urmă se ridică în picioare și spuse: bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău să-ți bagi joc de mine? Vai de mine, Maria ta, cum poți gândi una ca asta? Te cinstești și pe dumneata și pe ceilalți împărați, fără deosebire. Ba să-mi fie cu iertare, împărate, eu nu pot spune același lucru. Bucatele meselilor sunt bune de mâncat, nu ai ale mele. Să fie aduși bucătarii și să dea socoteală pentru ce au făcut. Mireasa, care pregătise bucatele pentru tatăl ei, numai miere și zahăr, se ridică și zise: nu trebuie să fie pedepsiți bucătari pentru lucrul ce nu l-am făcut, Maria ta, căci eu însă am pregătit bucatele anume pentru împăratul care s-a supărat și atât pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat pe fiecare cum îl iubim. Sora cea mare i-a spus că îl iubește ca mierea, sora cea mijlocia ca zahărul, așa au socotit ele. Că iubire mai dulce ca mierea și ca zahărul nu poate exista. Eu însă am socotit că fără miere și fără zahăr, omul poate să trăiască, dar fără sare nu. De aceea i-am spus că iubesc ca sarea în bucate. Și când i-am spus aceasta, tatăl meu s-a supărat și m-a gonit de acasă. Prin muncă, cinste și vrednicie, am ajuns unde mă vedeți. Am vrut să-i dovedesc tatălui meu că bucatele fără sare nu sunt bune de nimic. Judecați și dumneavoastră cu minte împărătească. Cine a avut dreptate? Atunci,
Împăratul a înțeles ce înseamnă a fi iubit ca sarea în bucate și a cerut iertare fetei pentru nedreptatea pe care i-a făcut-o. La fel și fata i-a cerut iertare dacă fata el l-a supărat. Și se puseră pe veselie de se duse vestea în lume. Căci unde-i minte, e și noroc. Sfârșit. V-a plăcut? A citit frumos, Lucian? Da. Felicitări, Lucian, că a citit atât de frumos. Mulțumesc.